Deși s-au luat măsurile de prevenire a infestării cu coronavirus, totuși, astăzi, la Orăștie, sunt 8 cadre medicale declarate pozitiv. În momentul de față, la Spitalul Municipal din Orăștie, avem 8 persoane care sunt confirmate, la care s-au prelevat teste și au venit rezultatele. Este vorba de un medic, două infirmiere și 5 asistente medicale. În urma venirii testelor s-au dispus măsurile care se impun în această situație. Spitalul Municipal Orăștie este declarat spital suport și este pregătit să primească pacienții care au nevoie de tratament de urgență. Avem o secție și am pregătit un loc unde cu 8 saloane, unde putem primi persoane care la care avem suspiciune și li se fac testele până la sosirea rezultatelor. Ele sunt internate la spitalul din Orăștie. Cadrele medicale declarate pozitiv nu se află în acest moment în spitalul de la Orăștie, iar unitatea a fost dezinfectată pentru prevenirea unor noi cazuri.